Anul viitor vor fi gata încă 100 de noi locuri în această locație. De asemenea, în perioada 2009-2012 mai fost date în folosință alte 250 de locuri în creșturi și grădinițe. Cu alte cuvinte, în anul școlar 2014-2015, primăria va asigura circa 1000 de locuri în creșele publice din municipiul Cluj-Napoca. Subliniez încă o dată, anul acesta vor mai intra în circuit 110 locuri în creșă pe strada Moților. Ne așteptăm ca la începutul toamnei ele să poată fi folosite. Și zic că e vorba de creșa și grădinița de pe strada Moților, care se află în lucru în momentul de față, și în partea a doua lunii august, la începutul lunii septembrie, vom fi prezenți și acolo. Acum, în acest moment, cererea este încă mai mare decât oferta pe care o avem. Repet, chiar dacă din 2012 am adus peste 152 de locuri în plus, între 2009-2012 au mai fost aduse alte 250, iar anul acesta vom mai da în folosință 110 locuri de folosință în creșă. Și cererea de câte locuri e? Cam ne-ar mai trebui aproximativ 400 de locuri ca să acoperim cererea, pentru a putea acoperi la nivelul întregului oraș în integralitate cererile existente, numai cu creșe publice. Sprijinirea creșelor face parte din politica primăriei de a sprijini în sens larg tot ce înseamnă activitate școlară și educațională, de la creșă până la universitate. Avem șansa de a avea un director foarte performant la creșă, și nu o spun aici că îi prezentă doamna Neamțu, dar pentru faptul că știe să se bată pentru proiectele pe care le are, să identifice soluții, să vină cu argumente și nu doar cu povești, m-a ajutat pentru a putea să sprijinim politica aceasta în domeniul creșelor. Ea, din prima treaptă, construcția pe care avem în acestul preșcolar, urmând după aceea cu ceea ce înseamnă modalitățile pe care le găsim. 110 noi locuri în creșă, e vorba de creșa de Moților. Această creșă cu 100 de locuri va fi gata în martie 2015. Din 2012 încoace am dat în folosință 152 de noi locuri în creșă, iar în integralitate pentru anul școlar 2014-2015 vom asigura peste 1000 de locuri în creșele cujene. Cu alte cuvinte, cred că primăria este în grafic de a-și onora promisiune față de clujeni pentru a veni în sprijinul părinților, astfel încât să poată avea un loc sigur, decent și un climat educațional perfect, pentru a-și lăsa copiii pe perioada în la muncă sau în altă parte. Acum, invităm pe directul de șantier pe noua de jocuri. Camera de joacă, grup care se au dormitor, cea de-a doua, cea de-a treia, și împărțită în partea din stânga, cât fața administrativă să fie separat de copii, în partea din dreapta, ce rămâne este spațiu. Unde va fi curtea de joacă? Ce zona? În zona de copac. Acolo de copac, în partea de acolo. Același plan pentru chestii și la etajul 1, cu încă 3 grupuri pentru copii, iar ultimul nivel, stadiu, acum lucrurile cam la ce procent de la apreciație? În principiu, mai sunt câteva părți din compartimentările de la etaj, după care putem să ne de la și 50%? Da. Acum, ce am vrea să mai discutăm, dacă dumneavoastră sunteți acolo, este planul topografic acolo și avem o problemă că va trebui prăjită aici în fața noastră, ce nu mai ocupă o pistă de bicicletă, de care ne-am lăsat în față vințele lucrurile ca să se facă un punct de acces. Și aici este, arată partea aici de... Aici este partea unde este alea acum pentru bicicliști și care trebuie să devină carosabilă, să fie auto. Acel drum de astăzi care ajunge în parcarea din spate, parcarea care va fi folosită și de grădinița care este propusă în partea de aia.
de aici este terenul care a fost prin pujbu făcut anterior destinat construcției unei grădinițe 1000 de metri pătrați. Noi aici avem 1700 și este puțin, să zicem, mai ales pentru spațiul de joacă, ca să putem să-l asigurăm și să lăsăm și posibilități de parcare părinților.